Timișoara va fi celebrată în perioada 16-18 august printr-o serie de concerte în premieră și peste 100 de evenimente culturale, sportive și comunitare pentru toate gusturile. Capul de afiș al manifestării îl țin artiști de renume mondial precum Rita Ora sau Passenger. Line-up-ul este completat de Zdob și Zdub. Aceștia vor concerta sâmbătă 17 august în Parcul Civic. E un eveniment pe care orice oraș mare din Europa îl are. Are și o componentă pentru publicul larg. Pe Bulevardul Lice Brătianu vom avea artiști de talie internațională. Dacă anul trecut ne-am bucurat să îi avem prezenți în Timișoara pe Jessie J, Rosin Murphy, Jose Gonzalez, Katie Melua și așa mai departe, anul acesta au răspuns invitației noastre Rita Ora, Passenger și Zdob și Zdub. Zdob și Zdub nu sunt în premieră la Timișoara, cum sunt primii doi, dar ne bucurăm de fiecare dată de prezența lor. Evenimentul este, bineînțeles, finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte. Există și o hartă a locației care va fi urcată pe site-ul evenimentului. După cum se vede, scena principală o arată colega mea cu zona pentru concertele de sâmbătă, iar în parcurile adiacente sunt scenele secundare și zonele dedicate unei zone de rock, unei zone de jazz, unei zone de muzică electronică și așa mai departe. Pe lângă sectorul cel mai important, care adună peste 40 de operatori din program, există evenimente care se desfășoară și în afara acestuia. Așadar, este un program complex și propune evenimente care sunt de la ateliere pentru copii până la teatru, teatru de păpuși, expoziții, street art, la cinema Arta, de exemplu. Adică este o varietate pe care ne-o dorim pentru a arăta efervescența orașului din care a rămas și după anul de Capitală Europeană a Culturii. În spațiul principal, în cele două parcuri și bulevard, vor fi, cum spuneau și colegii, Parcul Civic, care va fi în special al operatorilor de festivaluri din Timișoara, după care Parcul Lice Brătianu, care este dedicat operatorilor culturali, organizații de tineret, organizații de sport, care au activări de la o demonstrație de mini handball până la triatlon, volei și un panou de escaladă, de exemplu. Programul Timișoara Capitală Culturală 2023 a constituit momentul de debut al acestui eveniment, iar organizatorii doresc continuarea lui pentru a pune Timișoara pe harta festivalurilor de anvergură. Timișoara a crescut enorm în zona festivalieră, a crescut enorm în zona muzicală și cred că este o bună oportunitate de a arăta și oferi tuturor celor care vin nu doar din oraș, ci din afara orașului, că Timișoara este un oraș relevant în zona festivalurilor mari și în următorii ani eu personal cred că va crește foarte mult. Forțele de ordine sunt pregătite pentru siguranța participanților la eveniment, mai ales în ziua de 17 august, când se preconizează o prezență de aproximativ 35.000 de oameni. Vom avea un dispozitiv dinamic și complex. Inițial era vorba de o zonă perimetrată. Ulterior, cei din organizarea evenimentului au decis că vor elimina aceste garduri pentru a lăsa senzația de spațiu și pentru a lăsa oamenii să intre și să iasă în festival din orice direcție doresc. Lucru care pe noi ne pune în poziția de a avea mult mai multă grijă în partea de profunzime. Vom institui dispozitive de filtrare și prefiltrare a zonei, astfel încât în zona de desfășurare evenimentului să fie totul coordonat. Va fi un dispozitiv în care vor fi angrenați aproximativ 100 de jandarmi și 30 de mijloace auto. Organizatorii au solicitat celor de la STPT ca în 17 august programul mijloacelor de transport să fie prelungit până la ora 1.